Mașinăria pe care o folosesc azi este PC-ul meu proaspăt asamblat cu Windows 98. Am o placă de bază ASRock P4i865, da, mulțumesc. Un Pentium 4 la 2,4 GB, 512 MB DDR 333 MHz, un hard disk ID și o placă de sunet Audigi. Placa video integrată este minunata și prea folosită Intel Extreme Graphics 2, iar cu specificațiile pe care le are această placă, toate jocurile vor rula cu siguranță fără nicio problemă. După ce am jucat jocuri câteva ore și am testat alte jocuri timp de 2 zile, mi s-a dovedit că am greșit. Această placă video integrată e bună? Vorbesc serios? Deși Quake 2 a fost lansat în 1997, această placă nu se descurcă prea bine. La 1024x768 setter high am avut 30 FPS. Da, 30 FPS într-un joc cu 6 ani mai vechi decât placa video. Dar jocul se joacă mult mai bine în modul software. Arată oarecum ciudat? Cam da. Îmi pasă? Nu prea. Dacă aș fi eu, și întâmplarea face că sunt, aș juca acest joc în modul software. Este un joc din 1997, trebuie să arate ca unul din acea vreme, este mai nostalgic așa. De asemenea, Super Shotgun? Da, te rog frumos! Un alt joc vechi este Unreal, doar că de data aceasta Unreal merge mai bine decât Quake 2 și asta în timp ce arată mai bine vizual, din punct de vedere obiectiv, tehnologic. Subiectiv, îmi place mai mult estetica din Quake 2. Dacă ar fi să o luăm așa din Quake 1, dar asta e altă discuție. Folosesc 1024x768 setări maxime, iar jocul rulează confortabil la 60 FPS. 60 deoarece frame rate-ul este limitat și nu pot dezactiva VSync din control panel-ul lui Extreme Graphics. Cu toate acestea, există unele scăderi de FPS atunci când sunt prezente pe ecran multe particule. Efectele de particule au fost, sunt și vor fi slăbiciunea oricărei plăci video low-end acum și pentru totdeauna. Alien vs Predator 2 este un joc foarte solicitant. La 640x480, cele mai mici setări, am 30 FPS-uri în afara luptei și 0 în timpul luptei. Presupun că este mai puțin înfricoșător așa. Va dura 10 secunde ca acel extraterestru să ajungă la mine. Una peste alta, dacă ai o grafică Intel Extreme 2, nu vei putea juca Alien vs Predator 2. Îmi pare rău. Jedi Outcast este construit pe minunatul engine id Tech 3, al lui Quake 3, și acest joc este destul de greu la început. Clonele sunt ciudat de precise și acum îmi dau seama că e greu să lovești ceva cu aceste blastere. În special ținte în mișcare. Nu este atât de ușor. Aș prefera să folosesc Railgun-ul din Quake 3. Dar cred că jocul este greu la început ca să poți contrasta asta cu momentul în care devii Jedi. Știți voi, întreaga progresie semnificativă a personajului și chestii de genul acesta. Acum, îmi permiteți vă rog să mă uit puțin la aceste coridoare? Probabil că am văzut deja Războiul Stelelor de 200 de ori, iar această estetică este fix ca acasă pentru mine. Benchmark-urile sunt bune, ne ajută să facem diferența între componente folosind numere, ușor și simplu. Mă așteptam la diferențe de performanță mai mari între 16 și 32 de biți, mai ales pentru o placă video integrată, deoarece memoria este lentă și are doar 32 de mega. În Quake 3 la 640x480, cele mai rapide setări, avem o creștere mică de 6 FPS, diferență de abia 5%.
în Jedi Outcast la aceeași rezoluție, avem o creștere de 5 FPS, din nou diferență de 5%. Asta e de înțeles, Jedi Outcast folosește același engine ca și Quake 3. După ce am crescut detaliile și rezoluția, începem să vedem mai bine diferențele. În Quake 3 la 1024 cu 768 setări maxime, avem o creștere de 10 FPS-uri. În Series Sam The First Encounter, la 1024 cu 768 setări de înaltă calitate, avem o creștere uimitoare de 15 FPS-uri, de la 25 la 40, o diferență de 60%. Acum, benchmark-urile spun întotdeauna jumătate din poveste. Cum se simt jocurile pe această placă integrată? Mai întâi, permiteți-mi să vă împărtășesc ceva. Sunt un pasionat de calculatoare. Dacă nu are tastatură și mouse, nu se poate folosi. Orice procesor are nevoie de 0 și 1 pentru a funcționa. Creierul meu are nevoie de QWERTY și click-uri stânga-dreapta. De aceea sunt foarte pretențios când vine vorba de cum se simte un software sau un joc. Voi fi direct. Aș juca cu ei doi în modul software și toate celelalte jocuri pe 16 bit. Jocurile se simt mai receptive. Și nu este ca și cum ar fi diferență uriașă de calitate atunci când folosești 32 de biți. Acum să comparăm placa grafică integrată cu GeForce 4 MX440. O luptă care ar părea unilaterală, nu? Ei bine, au fost momente când testam placa integrată și am simțit nevoia să mă uit în interiorul calculatorului și să văd dacă într-adevăr folosesc acea placă video integrată. În Quake 3, GeForce 4 este mai rapidă cu aproximativ 50%. Nu-i rău, dar totuși, aceasta este o placă integrată. Avem peste 60 FPS la 1024 cu 768 setări maximă, așa că asta e ceva, cred. Series Sam The First Encounter ar trebui să fie un joc ce rulează mai greu, dar aici am avut câteva probleme. Intel Extreme Graphics este de fapt mai rapidă decât GeForce 4. De ce? Nu știu. Cum? Din nou, nu știu. Am testat mai întâi grafica integrată și apoi GeForce 4, dar după ce am testat GeForce și am văzut rezultatele, am refăcut testele, iar rezultatele au fost aceleași. Dacă cineva are vreo idee de ce aceste rezultate, vă ascult. Deja am spus rezultate de 4 ori în două propoziții, nu mai revin la subiect. În Jedi Outcast, GeForce 4 e mult mai rapid, 80% la 800 cu 600 setări normale. Acum, a existat un caz în care FPS-ul a avut o scădere uriașă când am folosit setările de înaltă calitate pe 32 de biți în Jedi Outcast la 1024 cu 768. Pe 16 biți avem o medie de 50 FPS-uri, dar de îndată ce am activat 32 de biți, FPS-ul a scăzut la 7 în benchmark. Da, 7. Și acest lucru s-a întâmplat numai atunci când foloseam Very High Details și calitatea texturii pe 32 de biți. Problema cu aceasta este că am încercat să reproduc în timpul jocului, dar FPS-ul nu mai scade. Nu știu, cred că are nevoie de mai multe teste. Probabil. Văzând aceste benchmark-uri, am fost impresionat de acest chip integrat. Nu este pe jumătate atât de rău pe cât mi-am imaginat, cel puțin în unele jocuri, deși pentru a fi corect, sunt jocuri mai vechi. Ai nevoie de un PC de jocuri retro și nu ai o placă video dedicată? Nu-ți face griji, folosește-l pe cel integrat. Nu ai o placă integrată? Nu-ți face griji, îi poți urmări pe alții jucând jocuri. Glumesc, glumesc, toată lumea ar trebui să aibă un PC retro acasă, nu? În special voi, prietenii mei minunați care tocmai ați urmărit experiența mea recentă cu Intel Extreme Graphics 2. Nu uitați să vă abonați dacă doriți să vedeți mai multe videoclipuri ca acesta în viitor. Bifați butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip și până data viitoare, dați o șansă și plăcilor video integrate și fiți nostalgici.